Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Comuniștilor, domnul Vladimir Voronin. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și în sfârșit v-ați invitat și pe mine. I-ați luat pe ăștia toți care acum sunt specialici, i-ați gudurate, i-ați netizite, da, le-ați pus complimente și au ajuns să rândă și la opoziție. Mulțumim. Păi de asta și v-am chemat după ce am chemat pe dânsii ca... Tot cum i-am spălat, când mi-a să-i uitați înapoi, să le spuneți adevărul care e în opinia dumneavoastră. Dar eu și fără prezența lor în ecran pot spun da? și se întâmplă. Până ajungem la asta, eu voiam să încep altfel emisiunea. Domnul președinte, ieri, probabil sunt sigur că știți, s-au împlinit fix 10 ani de când dumneavoastră ați demisionat din funcția de președinte al țării. Asta s-a întâmplat. Posibil că știu. Da, am idee. Așa, și voiam să vă întreb cum a fost ziua de ieri, plină de regrete, nu știu, poate vreun pahar de vin în cinstea celor 8 ani de șefia statului, poate vreo lacrimă ați vărsat. Ziua de ieri a fost foarte complicată, pentru că ieri dimineața de vreme a decedat unul de cei mai longevini deputați în Parlamentul Republicii Moldova, pe toți anii de dependență. O persoană foarte, foarte competentă, foarte simpatică, foarte patriotă, spune eu, Marina Păstoică. Pentru noi asta e tragedie mare. Eu, folosând de ocazie, aduc condoleanțe tuturor celor care o cunosc, în primul rând, rudelor și tuturor echipei noastre partidelor și tuturor aceia care au cunoscut în parcursul anilor pe Marina Păstoică. Cu aceasta s-a început ziua de ieri și toate celelalte regrete, și mai spui bătașă, nu au avut loc să aibă. Da, a fost... îmi dau seama. Da. Bun, domnul președinte, trebuie să mergem mai departe. Da. Dacă tot v-am întrebat despre acești 10 ani de președinție, noi la anul avem alegeri prezidențiale. Idei, planuri? Nu, că nu e timpul să construim planuri, dar idei, clar lucru că sunt, că de tolerat mai departe situația din țară, este imposibil ce este fost în Moldova. Uitați-vă aceste 3 ani de președinție acestui președinte care, contrar Constituției, vă l-ați ales și al susțineți în primul rând, în spațiu mediatic. Eu au crescut 3 bărghii de Dodon între acești 3 ani de zile. Altceva, noi chiar să fim cu tot în adinsul să găsim ceva mai pozitiv și mai simpatic, n-am ce. Călătorii, excursii, invitați, dar nu mai fluturi problemele astea cu oamenii, dar au obosit. Dar altceva nu se vede nimic constructiv și real între aceasta și trebuie, dar serios de gândit ce facem mai departe și cum procedăm la viitoarele alegeri prezidențiale. Acest institut astăzi și nu astăzi, dar dacă a început pe atac cu acești 10 ani, primii, după ce am plecat eu pe 11 septembrie 2009, aproape 3 ani de zile, a fost imposibil să fie ales președinte. Numai după ce au fost mituiți același Dodon, Greceanu și Abramciuc, s-a votat pentru Timofte. Și s-a votat pentru Timofte iară, nu conform Constituției. Constituția prevede că președintele Parlamentului se alege de 2 ori să votează de ea. El a fost votat în a 3-a dată. Da. Și el tot a fost neconstitucional. Pe acesta au spus că, ca cei care erau la guvernare atunci, nu mai se cunoaște cine, în primul rând democrație, au spus că poporul dorește președintele să fie ales de ei, de popor. Eu n-am nimic împotrivă. Articolul 2 a Constituției vorbește foarte clar pe suverenitatea în țara noastră care aparține poporului. Dar faceți aceasta conform Constituției. Ori prin referendum național, adică poporul să aibă posibilitatea să voteze el pentru a fi ales președintele direct, ori prin majoritate constituțională în Parlament. Dar nu 5 membri a Curții Constituționale au primit plicuri, avans, și au decis că președintele de mâine poate fi ales
de tot poporul. Și aici, care acum e domnul președinte, el tot nu e constituțional. Și ea nu ce faci. Dacă el nu e constituțional, ca să înțeleagă telespectatorii, toți, ierarhia aceasta de guvernare, tot nu e constituțional. El primește jurământul de la prim-ministru, de la toți miniștri. El emite decrete, toate astea nu sunt constituționale. Însăși guvernul e constituțional dacă el e confirmat de președinte neconstituțional. Deci e o rată întreagă de idiotism, de prostie. Odată și odată trebuie terminat. Dar degrabă să avem 30 de ani, de când 30 de ani de oameni se maturizează, dacă s-a născut, de exemplu, în ziua când a fost proclamată independența. Dar noi așa flutărăm toate prostiile astea. Din an în an, de la alegeri la alegeri. Dar haideți măcar ceva să recunoaștem. Dacă nu era mișcarea lui Igor Dodon din iunie, noi până azi am fi fost conduși de către fosta guvernare în frunte cu Vladimir Plahotniuc, nu? Ce înseamnă mișcarea lui Igor Dodon? Că a refuzat să meargă sau la anticipate și să facă alianță cu Plahotniuc. El a refuzat, ori el a fost impus să facă așa, să procedeze așa. Da. Bun, rămânem la președinție. Iată, din anul 2012 încoace, de când fac eu emisiunea asta, eu de fiecare dată vă întreb pe dumneavoastră un lucru. Da? Ia să vedem și... Când are loc următorul congres al Partidului Comuniștilor și când va fi aleasă noua conducere a PCRM-ului? Or, domn președinte, mi-a să puteți să-i criticați pe toți care vreți, începând pe, cu Igor Dodon, terminând cu Maia Sandu. Eu nu pot, eu am și tot drept. Așa. Dar PCRM-ul încet și ori să duce în istorie. Acolo trebuie un băiat tiner, el, nu știu, carismatic, că frumușel, care se poate vorbi, să miște lucrurile înainte. De asta trebuie să recunoașteți că partidul pe care îl conduceți, din 93 încoace, el are nevoie de o schimbare radicală. Din 93? Da, de când? Adică de când e format partidul? Așa. Da, 26 ani, anul trecut am. Încă nu e timpul de președinte. Dar nu de asta, nu între aceasta e problema. Dar de exemplu, de ce nu ești membru de la un partid? Eu jurnalist. Dar ce înseamnă jurnalist? Și n-ai dreptul ca cetățean să fii membru unui partid? Înseamnă că n-aș fi deja corect față de cu invitația și deci față de spectator. Nu, asta depinde în anume de profesie, asta depinde în primul rând de soviste. Care soviste are om? Da, dar nu și profesie ocupă el. Și e ca așa. Vedeți că voi toți sunteți jurnaliști, analitici, politici, mari, mari deștepți politologi și mai departe, știți să da apreciere, știți să faci analize, știți să pune întrebări, dar voi sigur ce faceți pentru aceasta. Ce, depinde tot numai de mine într-o așa situație. Da, când a fost la conducere și a fost de noi, atunci s-a hotărât cât am putut, cât a fost posibil și nu numai cât a fost posibil și mai mult. Dar acum, care e situația? Da, să fie peste un an de zile da, expiră termenul mandatul acestui actualului Comitet Central al partidului și al președintelui și o să fie alegeri. Și o să decide partidul. Deși voi trebuie, jurnaliștii, să băgați nasul atribuțiile noastre a partidului. Care e problema? Pentru că partidul face parte din societate. Ori societatea suntem noi toți. Societate, în momentul dacă ești societate, atunci susține partidul, votează pentru partidul nostru. Că ați văzut că noi, fiind la guvernare, 8 ani de zile am făcut foarte multe pentru țară, pentru Moldova. N-am avut probleme de acestea cu miliarde, cu aviația, cu toate prostiile astea care acum au loc în țară, toți anii aceștia 10. Da. N-am avut așa probleme. Nu. Domnul președinte, dumneavoastră la anul mai candidați pentru un mandat de președinte al Partidului Comunistilor. Dar nu, am să vorbesc despre această discuție că acum față de toată țara, față de toată Moldova și față de membrii partidului nostru. Asta e problema partidului de noi a voastră. Deci încă n-ați decis. Dar ce vă interesează pe chestia asta? Deci și punct de vedere. Așa ca să fie emisiunea mai... Inclusiv de asta. Mai zacrucină. Da, inclusiv de asta. Da, să trecem la alte teme mai interesante. Dar aici ascultărați cu partidul. Partidul nu poate să vă ordone dumneavoastră să candidați sau să nu candidați. Dumneavoastră trebuie să aveți o proprie decizie, o proprie părere, o proprie viziune față de viitorul formațiunii. La congres nu că eu candidez, nu candidez. La congres noastră, în mușcazul care se petrec în partidul nostru,
sunt propuneri din partea, se creează dinainte de congres, se creează grupurile de lucru care pregătesc aceste propuneri referitor, nu în timpul congresului noi începem, cine ați fi membru Comitet Central, cine ați fi la Comisia de Revizie, cine ați fi președinte, cine ați fi la executivul politic, asta se pregătește de mult timp. Și când a venit timp, ați fi tot așezat la lor. N-aveți nicio grijă, liniștiți problema aceasta. Și dumneavoastră personal și toți ceilalți care o să mă mai invite la emisiuni și care, așa știți, pun aceste crucioși. Tot avem 10 ani de când sunteți în opoziție. Formațiunea dumneavoastră, în general, câți membri a pierdut? Câți membri a pierdut de atunci până azi? Vedeți, la noi în Moldova s-a creat așa o noțiune care se numește Partea Vlastie. Cum se te aduce în moldovenești? Partidul Puterii. Partidul Puterii. Și ea ca... Dar mă cunosc cu 10 ani s-a întâmplat, eu știu, eu pot să vă spun în primele 3 luni câți s-au dus într-o parte de la corabia partidului. S-au dus în altă. Fluviu, da. Dar uitați-vă ce se întâmplă acum cu democrație și cu alții. Ajungem și la ei, neapărat, despre ei nu avem cum să vorbim. Atunci, în primele 3 luni, când noi am plecat acasă în septembrie, până la sfârșitul anului, din partid au plecat 4.500 de oameni. În 3 luni? În 3 luni. Toți așa care erau lichitoare, care se licheau că unde e mai cald, să fie mai lângă plăcentă, mai lângă turtă, cum se vorbesc la moldoveni. Da, dar pe urmă plecat, da. Și acum tot așa să uită unde puterea, unde lor le-a fi mai bine și mai... Dar să condamnați plecările astea, de exemplu, a primarilor, da? Care acum, imediat după ce a pierdut pe DO, se orientează repejor, pentru că, într-un fel sau altul, ei au nevoie de susținerea puterii centrale ca să hrănească satul, că de gândul să fură, dar să mai fac ceva, un drum acolo, o fermă să vopsească. Eu nu mă condamn, eu urăsc din tot sufletul aceste trădări. În genere, pentru mine, trădarea are ceva, un nuans neplăcut din toate punctele de vedere. Trădarea și în relații, trădarea și în partid, trădarea și de țară, trădarea și din toate diferite chestii de astea. Și trădarea celor 15 deputați care s-au dus după bani și după plicuri fiecare lună. Tot orice trădare e trădare. Cine ar încerca ei să explice că noi partidul nu așa politic, trecem, că noi nu așa, nu așa, nu așa, nu așa, rămâne trădare. Trădarea și în familie e trădare, familia și în prietenie, când se întâmplă între oameni, tot nu-i frumos și e trădare. Nu. Nu accepte și un fel de trădare. Tu ai dat consăpțământul, tu ai mers cu noi, dar urma urmei, dacă ai fost ales și nu-ți place ceva, expiră mandatul. Sau dacă tu ești parlamentar și vrei să azi nu ești de acord și gata, nu ești mulțumit de conducerea partidului, de voroi, nu știu de cine, pune mandatul pe masă. Nu e tău. Tot partidul a umblat, o cutreiera toată Moldova, de la om la om și a dobândit acest mandat pentru tine. Dar tu te duci cu mandatul și faci bani și faci avere. S-au cumpărat automobile, s-au cumpărat apartamente, s-au cumpărat case, așa care ne-au trădat pe noi. Și aceștia din Parlament, în primul rând, că eu primesc sume foarte serioase. Eu am vorbit atunci despre 5 milioane, e din razăvă deodată și pe urmă fiecare lună primeau plicuri și aia și lasă toți care din teritoriu tot așa se duc după turtă, după unii ferbinte și unii mai cald și unii au folos. E că cu trădarea asta în țara noastră, noi nu să ajungem departe. E că aici și toată se oprește tot. Oamenii votează, oamenii au încredere, dar ei, izvinite, se duc. Pentru că asta lui îi trebuie, pentru că el interes. Pentru că el s-a apucat de coadă și a spus, dacă nu, noi îți închidem. Noi știm ce ai făcut tu acolo, noi știm ce ai furat acolo, noi știm care e business-ul tău și ți-l închidem și gata. Și el ridică lăbuțele în sus. Dar ce să fac? Dar ce să fac dacă vin cu astfel de amenințări? Dar să se duc și pui mandatul pe masă și să ducă de unde a venit. Să uite și de mandat și de partid și de tot. Atunci ar fi cât de cât cinstit din partea lui. Dar așa, ticălășii de aceasta și fricoși de ăștia, bâlbâini de ăștia, își votează de frică diferite legi care pe urmă au, vedeți ce întorcături au aceste legi. Păi și asta. Ce să facem noi cu Moldova mai departe? Haideți să rămânem la primari.
De ce Partidul Comuniștilor nu are candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău? De ce noi suntem samobiști și să facem? Trebuie trebuie toată nota asta deja. Dar nu ne trebuie nouă toată această lucru cu această primărie de Chișinău. În genere, cine n-a fi ales primar, n-a să primească nimic. De ce? De o să aibă rezultat. De aceea că trebuie însuși de precăutat legea despre statutul municipiului Chișinău. Aici sunt foarte multe gafe, foarte multe probleme. Aici e tupicovă final. De ce nu se primește nimic? Trebuie de precăutat legea despre statutul municipiului Chișinău. Trebuie de divizat în mod foarte serios în puternicirile primarului și Consiliul Municipal. Și aici sunt întrebări foarte serioase. Trebuie hotărât odată și odată și cu toți acele localități care intră în municipiul Chișinău, cu toate aceste lucruri, pentru că noi cunoaștem de ce cândva Urichianu s-a înțeles cu Snegru, cine s-a înțeles acolo și au făcut aceste lucruri. Da, și aceasta nu dă niciun folos Chișinău. Niciun folos nu dă Chișinău. Deci noi am hotărât să mergem prin acțiune mai mult atenția pe lista consilierilor. La consilierii Chișinău municipali mergeți. Da, așa. Da, da. Deja astăzi, noi suntem în direct cu dumneavoastră, da? Astăzi lista e prezentată la Comisia Centrală Electorală noastră. Da? Cine e primul pe listă? În ordine alfabetic. Ca în ultima zi să schimbați candidaturile? Nu ultima zi, dar în timpul campaniei, reieșind din acele activități care se demonstrează acele persoane care sunt introduse în listă, pe municipiul Chișinău să fie remanierile respective. Dați-mi trei nume din lista asta, trei nume de oameni. Cine sunt oamenii ăștia? Trei, patru care știți acolo mai... Dar de ce eu să-i nominalizez pe trei, patru dacă e o listă întreagă? Și așa e lanță dacă sunt ordine alfabetic. Dacă ar fi primul pe listă cineva, ar fi interesant să-l numesc. Oamenii aceștia sunt toți, în primul rând, membrii de partid. Ne ajunge nouă de ăștia, cum se cheamă, vareaghe, care se vine cu interes și interesul lui și pe urmă el a venit în Consiliul Municipal și introduce microfonul și spune frakția bezpartijnih i comunist. Alo, tu ai venit pe lista partidului, care bezpartijnih? Tu ai venit pe lista partidului confirmat de Comitet Central. Un tupism nimaipomenit. Da, neajunge nouă de așa. Deci toată lista e numai de membri de partid. De acești membri de partid sunt propuși de organizațiile primare de partid din teritoriu. În primul rând și sunt consultate acolo. Eu, pe mulți chiar personal, deci nu-i prea cunosc de aproape. Cu municipiul mare și organizații de partid sunt multe în Chișinău. Haideți să rămânem la primari. Noi avem câțiva candidați care și-au anunțat intenția de candida. Mă da. Vrei primari de Chișinău sau jederi primari? Primari de Chișinău. Da, poate. Deci domnii Teodor Cârnaț, Ruslan Codreanu, Vitalie Marinuța, Valerii Climenco, Andrei Donică, Victor Chironda, Valeriu Munteanu, Ion Ceban, Ivan Diacov, Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă. Eu îmi cer scuze dacă am uitat pe cineva. Îmi pare că prea mulți ai numărat. Cât să primesc? 10? 11 aici. 11. Din ăștia nu avem de ales niciunul? Nici unul din ăștia nu merită? Dar de ce eu trebuie să vorbesc despre ce? Nu spunem, nu-i dăm numele și prenumele. Dar chiar așa de răi toți? Dar eu și-am spus aceasta. Nu spuneți că oricine a câștigat nu va face față. N-ar să facă nimic. N-ar să facă nimic. Sunt pârghii cu care trebuie să se lucreze orice persoană la posturile care el ocupă. Indiferent, primar, ministru, cine el acolo. Da, aceste pârghii pentru municipiul Chișinău nu sunt la nivelul respectiv și nu sunt organizate așa cum trebuie. Eu nu vreau acum să desfășor și trebuie organizat în Chișinău cum trebuie de precautat, dar dacă ajunge cu odată și odată că trebuie un statut nou, noi asta ne uităm propunerile respective. Deci asta e una. Și doi din 80%, 80 din aceste 11, adică 8 din aceste 11, ei de-am au fost în diferite variante, în diferite situații, candidați și primari și nu știu cine.
Nu, te supăra că mă, da, e jurnalist de profesie, dar am neajunge la un reporter să conduc cu oraș de 1 milion de cetățeni. Vedeți ce au făcut de chișinăvist? Hai, da, să fim serios. Nu numai că pute, dar în genere pute totul. Și străzile sunt distruse, și zonele ecologice verzi sunt distruse, nimic nu. Uite, sapă aici, parcă e Afganistan, parcă e Libia, parcă ne pregătim de război, tot Chișinău e rămat, 10 noapte, an de la an, ani întregi. Dar posibilitățile Chișinău sunt normale pentru a face regulă. Dacă ați fi un gospodar, dacă ar fi normal un conlucrare, deci trebuie de pus activitatea în capul meu și așa. Consiliul Municipal trebuie să iei deciziile care primarul, cine n-a fi el, să le îndeplinească, dar nu invers. Primarul să fie comandir pe Consiliul Municipal. Nu, așa nu. Consiliul Municipal este mai mult, să știți, 51. E mai bine să orientează și vede cât un singur primar. Primarul trebuie să execute și să raporteze Consiliul Municipal că decizia cutare a fost executată și ordin Chișinău e făcut așa și așa și așa. Dacă înving socialiștii în Chișinău, Doamne ferește! O, iată așa a zis și Andrei Năstase, că ăsta e... Moldova este sortită eșecului, dacă da, da, fii serios, ăsta e un megafon, îți fac el ordine în Chișinău. El nu condus nici cu fermă de doi iepuri. Hai, fim serios. Da, dar a fost omul dumneavoastră. Hai, da, fii serios, dar și numai el a fost, dar de unde unul a țișnit? Tot de la voi? Păi, de unde a țișnit? Și ești în tot așa. Ei de ce trădează și de ce fug? Ei văd că capacitățile lor, noi le-am descoperit și le vedem că ei nu sunt capabili de nimic. Cum ați întors-o? Cum ați întors-o? Zdraște. Adică când erau acolo, era ok. Dacă nu au plecat, deja nu sunt ok. Nu erau ok, pentru că ei erau acolo și erau sub control și îi ținem de gât. Cum numai într-o parte, cum deodată, în amestă. Dar acum este liber, vezi, el ce vrea, faci candidat, fraier, da. Bun, dacă nu ceva, Năstase sau Năstase să rămână la mai. Eu nu trec la candidatură acum, încă nu-i timp. Noi am bătut numai în ce bani, mie îmi trebuie pentru echilibru să ne bat încă un candidat. Da, nu, Năstase că nici nu s-a înregistrat, nici nu a depus documentele. Da, nu se discută. Dar dați-mi serios. În primul rând, între doilea rând, dați să ne întoarcem la... Odată și odată ne conducem de lege, de Constituție. Haideți. Năstase a fost ales primar. Cu majoritatea cetățenilor din Chișinău. Și cu ce ocazie Comisia Centrală Electorală nu a validat mandatul. Instanța a zis că și acum dosarul se află în Curtea Drepturilor Omului din Strasburg. Acum ne pomenim în situație că să alege alt primar, dar Curtea Drepturilor Omului spune că nu a fost corect decizia Comisiei Centrale Electorale. Trebuie să fie primar cine? Năstase. Și atunci cine facem? Doi primari. Doi primari. Nu, e doar domn. Da. Și de ce noi râdem? Că e doar domn. Da, adevărat. Că sunt nebuni. Haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, dar în general, cum au loc pregătirile pentru campania electorală locală? Candidat la Bălți, de exemplu, aveți candidat la Bălți? Da, candidați acum încă nu-i terminat procesul de selectare a candidaților la primăriile sătești, la primăriile din orășele, care sunt centri raionale. Uh-huh. Dar pe tot locul acum se lucrează asupra acestor candidaturi. În această situație și conform statutului și partidului nostru, noi le-am dat putere circumpitetele raionale de partid. E sigur decid pe cine înaintează, pe cine propun la aceste tot. Noi numai cu consilierii din Chișinău să trec prin Comitetul Central, dar ceilalți toți sunt teritoriu. Uh-huh. Dar sunt probleme, că s-a început deja de astea a cumpăra candidați. De exemplu, și ești socialiști, nu, că eu stau la vârful limbii la mine și ne întreabă să mă încheie de când trebuie. Uh-huh. Dar să vii, nu știu unde și nu știu cine, și nu știu unde se duc acești socialiști. Dar ei n-au oameni în teritoriu. Ei n-au oameni în teritoriu? N-au oameni în teritoriu, ei se gâfă aici pe Chișinău, în golul goașii, dar n-au ei oameni în teritoriu și îi văd după a noștri. Ia că Ștefan Vodă ne-a distrus aproape Comitetul Raional de Partid, l-au tras de partea lor pe primul secretar, un
deputat a socialiștilor, cu jeepul venind toată ziua al blocul Măgulei, de astea chestii, da, a tras într-o parte. În Florești s-a întors echipa noastră din partid care monitorizează cum noi ne pregătim de aceste lege. Dacă găsesc o persoană care dă acordul că îți ducă ca primar, de exemplu, în satul respectiv din partea socialiștilor, deodată primește 10.000 de lei bonus personal. Pe urmă, dacă doamna se înregistrează și intră în campanie, doamna și cheltuielile o să fie mai departe acolo, o să fie asigurate din partea socialiștilor. Și dacă cu așa se începe. Pentru cine să lucrează acest primar? Pentru localitatea respectivă? Ce să facă acest primar după alegeri, dacă ar fi ales, doamne ferește? Ce să facă el? Iar așa s-a început campania electorală. Iată și Renatul Sate s-a întors. Lasă-l și-l pe este, că el nu înțelege cine el, unde el, de cine el, și vorbește el. Fără înjurături. Fără înjurături. Dar nu poți să vorbești despre Dumnezeu în mod serios. Da, oamenii îl susțin. El a avut un rating la un moment dat foarte mare până a plecat din țară. Acum a revenit iar și încet. Dar nu a avut un rating nici atunci. L-a adus pe Stas Mihailov. Ratingul lui Stas Mihailov a fost în Bălți. Și în lunii el de acolo, de sub Bălți. Da, din Fălești, din raion Fălești. Dar mai mult nu a avut nici un rating. De aștia că apar de aștia așa, când cine s-a interesat de istorie și a citit cărți despre istorie, despre asta, un fel de Grișca Rasputin. Și că de aștia Grișca Rasputin apar, hemisesc oamenii, fac diferite promisiuni, diferite aiurieli, dar eu nu știu cât oameni noștri să mai creadă între acestea. Păi el când se duce la magazin, vede o realitate. El când primește contul la electricitate, cât trebuie să plătească pe electricitate, pe gaz, pe el vede altă realitate. Deci ei ascultă pe toți ăștia, toți rămași ăștia, care îmblă și blea, 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 că noi am să vă facem, noi am să vă construim, noi am să vă dăm, noi am să vă asta. Și ce? Două ore să indexeze pensia. A intrat cu așa promisiuni candidatul la postul de președinte Dodon. Și? S-a votat, parcă, nu? În Parlament, știu că ați fi serios, voi jurnaliști chiar iubiți pe cei de la guvern să așa să știi, am vrut să spun într-un fel, dar ai spus că azi nu vorbim de rău. Nu că nu vorbim de rău, dar nu vorbim. Vorbim de rău, vorbim, da. Vorbim. 5,60% o majorează pensie. Le împărțește în doi, și se primesc 2,8. Da? Uh-huh. Să majorezi de două ori pe an. Prima jumătate de an ai majorat cu 2,8% pensie, îți primești 30 de lei la om. Și a doua jumătate de an, iar așa. Ai împlinit promisiunea preelectorală Dodon? Sau nu? Da. Formal, da. Dar și are omul în buzunar. Mm-hmm. Dar prețul cât a crescut? Cât crește prețul în fiecare zi? Peste noapte prețul. Un puzurioc de 10 mg de iod, 86 de lei azi costă. Iod, mă dă înțeleg, nu? Într-o noapte, prețul la 12.000 de denumiri de medicamente s-au majorat și nimeni, cum se spune în franțuzește, din guvern, din organele de control, care s-au sumedieni, e nehriucnul. Nimic, tot e normal, tot e bine. Pentru cine lucrează rețelele acestea? Cine îți primești de acolo bonus? Iasna pereț. Eu nu sunt sigur cu cifrele astea de indexare, că dacă e adevărat, cum spuneți dumneavoastră, cu 2,8, și de asta nu pot să vă contrazic. No, nu, eu exact. Spun despre 5,6, da. Că ei se compară cu procentul de inflație. Și adică noi, dacă o fostem, dacă cine numără inflația și cum numără? Mă, dar știi că este statistică? Nu, este pravda, este loj, este statistică. Și cui cum îi trebuie, statistică așa le dă cifre. Hai dați film. Domnule, rămânem la 20 octombrie, noi în ziua aia, pe lângă locale, avem alegeri parlamentare pentru 4 circumscripții. 4 deputați vor fi aleși. Treci mai departe, că noi nu participăm. Păi nici circumscripții? Nu, cer scuze, noi am să participăm numai la nespăreni. Pe cei circumscripții care au fost ales domnul Plahotniuc. De ce vă duceți acolo? Păi de acum avem forță acolo, avem un primul secretar, un om foarte de treabă, gospodar, foarte cunoscut în raion, lucrează, acolo e născut, acolo lucrează, acolo activează, acolo foarte, avem organizație de partid foarte puternică, ne spărind, ne cătând toate acele chestii care
toți acești 10 ani de zile în jurul partidului nostru se întâmplă că ne calcă tot timpul pe... Și dacă el câștigă, ce ar putea face un comunist în Parlament? A să fie ruporul, vocea partidului în Parlament. Că astăzi nu e normal că nu se aude vocea partidului nostru în Parlament. Nu ca să fiți mai siguri de victorie, de ce nu e normal, nu pentru partidul nostru. Și pentru partid, clar, lucru că sunt probleme, dar normal pentru oameni, pentru alegători. Cine ridica problemele sociale la cel mai înalt nivel în Parlament? Cine se lupta pentru că aceste norme sociale, aceste înlesniri pentru oameni în diferite dimensiuni să fie acceptate? Comuniștii, dar acum cine se luptă în Parlament? Cine? Aici care sunt la guvernare, că ei sunt cu orice preț de guvernare și se tem că Doamne ferește, că nu știu ce. Iar au început a spupa cu Fondul Monetar Internațional, cu cine vrei, pentru că numai supraviețuiască. Nu merge vorba despre niciun fel de dezvoltare. Numai că supraviețuim, numai că Doamne ferește. Este. Acum și batem și în trânșii. Dar dumneavoastră de ce nu candidați în una din aceste circumscripții? Dar deși dacă... Noi avem acolo persoana respectivă. Bun, în Isporeni aveți un om bun. Dar mai avem 33. Lăsați pe mine în pace. Dintr-o parte, mă ta și-a put-o cu așa, că vreți să mă dai afară de președinte de partid cât mai repede. Eu vă încurc pe voi, pe toți. Da, acum, dar vreți să mă faci candidat. Lăsați. Avem noi candidat. Cine să... Eu am spăcut cu toate alegerile locale din toate teritoriul Moldovei. Uh-huh. Am să vizitez și multe localități, am să vorbesc cu alegătorii. Am și face. Acum și avem 100 de zile de când avem noua guvernare, guvernul Maia Sandu. Există probabilitatea ca măcar ceva de bine să spuneți despre această nouă guvernare? Sau o să bateți în ei așa ca în hotă de cai? Nici peste 1000 de zile n-a spus nimic de bine. De ce? De că nu este prezența acestui bine. Deloc? Deloc. Nici pe dimensiune. Numai războrși. Eu dat afară pe șeia și eu pus pe lor. Și e bine aici. Și merită toți așa. Eu adus, nu știu, de cum se numește asta, scrai zimli, de aceea că el cândva a absolut Oxford. E, și mare brânză. Dacă el nu a fost în Moldova 14 ani de zile și nu știe realitățile astea noastre, noi, el trebuie 2 ani de zile aici să pipă, să deprindă, să vadă și cum, dar nu cu norme de la Oxford sau nu știu de la de unde. Harvard. Da, ia cam mare lucru. Dar știți ce înseamnă studiile? Cred că știți că ați absolvit dumneavoastră ceva, da? Evident, da, bineînțeles. Evident, da, universitate, da? Da. Studiile astea, profesorul, cartea, îți implică mătale, îți bate în cap aceste studii, da. Aceste cunoștințe. Dar dacă măta cu capul nu ești în normă, normal, aceste intră într-o ureche și ies prin altă. Și te-ai dus bău și ai venit vac. Eu vorbesc la general. Nu la general. La general, nu despre ceva cu Doamne ferește. Da. Așa și aici. Deci eu nu văd nimic. Nu văd niciun pas, nimic concret. Băi, dar mai mult atâta și fac și greșeli. Ia că, de exemplu, acum cu miliardul gata. S-a uitat, s-a, nimic, tot. Da, s-a uitat cu miliardul, dar s-a liniștit toți. Cine-i președinte de parlament care a luat bani, cine-i alt năcianic și lor, nu le-i convenai, mă, să ridici tema miliardului mai departe. Mergem mai departe. Acum cu aviația asta. Nu că ne ducem la judecată. Acum eu întrebarea o pun în alt fel. Noi și-am folosit toate normele respective legale din țara noastră, toate legea respectivă la crearea acestui instituție de concesie a acestui aeroport, ca să ne ducem la judecată? Și gata, au ridicat mâinile în sus toți juriștii, tot guvernul, toți procurorii, toți ăștia să ne ducem la judecat. Dar dacă noi pierdem judecata, atunci ăștia care au luat, așa știi, banditesc acest aeroport în concesiuni, atunci ei câștig. Și atunci când o cerem ne-am. Cu fluierul în mână, da? Judecat. Și nu numai asta. Dar uite ședințele lor. Și decizie și fac. Dar uite și se votează în Parlament. Dar uite cum se îndeplinește condițiile care e un oarecare lean că a semnat acordul, el știi de ce spun un oarecare, că el a spus că eu
cum a spus el? Că... Simplu prim-ministru, dar acolo a fost interpretat greșit. Simplu prim-ministru, dar a semnat acordul de asociere cu UE. Bun, l-a semnat, dar și pe acela s-a grăbit să-l semneze, că el nu era pregătit normal pentru Moldova. Dar nu împlinesc nimic, nici un aliniat din acest acord. Adică vreți să spuneți că guvernarea Plahotniuc era totuși mai bunișoară ca asta? Nu, n-am spus așa. Nu? Nu. Guvernarea comunistă era la locul ei. Da, dar asta a fost asta eu acum 10 ani. Dar și de grabă n-o să mai fie. Dar știi ce am făcut eu azi? Ce? I-am trimis o analiză noastră făcută în august 2009 despre cele rezultate care noi le-am obținut în dezvoltarea social-economică Republicii în 8 ani de guvernare și cartea de la conferința națională, care a fost conferința națională, referitor la aceea concluziile și decizia care a luat această conferință, că Moldova este stat capturat. Că eu am auzit unele declarații lui Filip foarte analfabetice la aceste capitole, că de la dânsi s-a început toată istoria progresului și succeselor în Moldova, poate succes, dar numai pe alte dimensiuni, nu pe dimensiuni care așteaptă tot țara și tot popor. Poate de acord. Între mâșile am scris că eu vă rog să vă familiarizați, să fiți mai competenți. Ce spus? Cu este răsmins? Cu este răsmins? Facțiunii Partidului Democrat în Parlament. Le-am transmis aceste două documente astăzi, da? Lasă-i citească, dacă le ajunge capacități să înțeleagă. Domnul președinte, alianța asta dintre socialiști și blocul acum, democrații o numesc Alianța Cozac, dând de înțeles că noi suntem la cheremul rușilor. Dumneavoastră, ce părere aveți despre alianța asta în general? Da, te-ai pregătit bine de misiune. N-aș fi de acord, dar mulțumesc. Bravo. Provocare mare. Eu o numesc altfel. Cum? Pentru că ea, cine sunt dintr-o parte? Socialiști. Din altă parte, cine sunt? Forțele? Provestice. Unioniste, naționaliste. În, dacă comasem, se numește Alianța Național-Socialist. Că o să numea partidul lui Hitler în anii 30? Național-Socialist. Mai ai întrebări? Domn președinte, ei, ăștia de pe dreapta nu putem să numim chiar naționaliști. Da? Dar ai știut opinia și interviul lui Maia Sandu despre așa că ei împărtășește tot ce au făcut și are opinie extraordinară față de mareșalul Ion Antonescu. Asta a fost o întrebare la Ilia Burakovski. Dar nu mă bate pe mine. Și acum s-a luat așa. Știi ceva? Eu le citesc pe toate. Dar atunci eu cum și trebuie. Da, să terminăm discuția și la întrebările mentale tot sunt provocatoare. Și eu și trebuie să mă culc sub întrebările mentale și să vorbesc așa cum vrei mă ta să vorbesc. Să zic da, da. Da, dar nu putem spune chiar neadevărul. Nu, nu. E așa o spus. Filip a spus că în sângele lui curge și... Sânge de român. De român. Dar el nu la putere. Așa el a și-a spus că el cu laptele mamei o sub ce... Națiunea de român și așa mai departe. El nu e la putere. Dar și-a făcut până acum? A făcut multe lucruri bune, da? Eu văd că mă ta răscolește în altă parte, dar nu acolo unde trebuie. Ei, acuzația asta cu național-socialism, Hitler... Național-socialism, adevărat, fascism. Și eu asta și e mai mare grijorare pentru mine. Dar mă și-a fi cu partidul, și-a fi asta, eu mă îngrijoresc și-a fi cu Moldova mai departe. Toate aceste lucruri care la noi și-a se dezvoltă în țară. Deci dumneavoastră le doriți nu sănătate și 4 ani de guvernare acestor două puteri, dar anticipate. Nu, sănătate lasă, nu m-a provocat chiar așa de tare, dar lasă-i să fie sănătoși. Da, sunt de acord. Da, așa. Chiar dacă sunt primitivi și chiar dacă nu au pregătire respectivă. La noi și mentalitatea au aceștia care vin naționalici, care vin miniști, care vin nu știu unde. El credea că s-a așezat în fotoliu, deodată nu știu din cer lui curge minte, curge capacități, profesionism, el știe totul, face tot. A doua zi, dar el începe, într-adevăr, crede și începe a da recomandări, chestii de astea, lua decizii că eu că așa, așa. Băi, dar cine ești tu, băi? Tu n-ai idei, tu n-ai condus nici, cum am spus cu ăsta, cu cebanul ăsta vostru. N-ați condus cu 2 iepuri. Și voi vreți să conduceți cu minister, cu țara?
Dar păi asta trebuie școală, asta trebuie pregătire, asta trebuie de pe o scară pe altă, dar nu peste noaptea le iei așa, ia, ca pe o noi sau o răsadă și o pui în pământ și așa, că trebuie îngrijită cu apă, cu prășit, cu ăsta, cu una, cu altă. Dar ăștia vor deodată și noi toți stăm și așteptăm, nu, eu nu aștept, dar eu vreau să spun despre cetățenii noștri care votează aiure pentru 400-200 de lei și așteaptă de la dânsă să fie mană nebiesnă, că a, ca să ne fac, ca să ne aduc, ca să ne dă, zdraste. Mâine dimineață. Rezistă ei 4 ani împreună. Dar nu mai rezistă ei nici dacă rezistă până la toamnă. Noi suntem în toamnă, până la locale sau după locale. Are loc divorț politic, credeți, în și suntem în toamnă. Prima lună de toamnă, când s-a început? Acum 12 zile. 12 zile. Păi deși, eu zic, până la toamnă. Când se termină toamnă. Așa termin dați dumneavoastră? Dar eu, de fapt, nu le-aș da nici până mâine. Și de nu sunt capabil. Este cel mai neprofesionist guvern. Păi el e guvern de conjunctură, e guvern de ocazie. Și alianța între... nu alianța, dar și-o făcut, și-o semnat cu Dodon, soglășenia asta. Acord de... Da, acord. Este tot e temporar. Pentru aceea că să-i fugărească pești. Nu, eu fugărit. Acum, mai departe, ce faci voi? I-a spus pe voștri, nu știu mai departe ce să fie. Iar cu cerșetă, cu fondul monetar, să ne pui pe seama noastră credite, că americanii n-au unde băga hârtiile celea lor care se numesc dolari, să ne dai nou moldovenilor proștilor, că noi pe urmă să ne întoarcem cu procente. Deci credeți că la anul ne așteaptă anticipat? Situația aceasta cel mai real e așa variantă, da. Nu doresc anticipate, îmi pare mie. Cineva din ei tot poate mai aproape sunt de aceea că poate să gândesc la anticipate dintre aceste două formațiuni, dar alții nu doresc anticipate. Păi care cine pe cine până la urmă, credeți? O vedea. Să treacă timp, puțin timp, să treacă și o să vedem. Deci înțeleg că nu simțiți dezoligarhizarea țării, da? Dar cu ce o simt eu? Nu știu, vă întreb. Statul, apropo, era capturat, așa e până la venirea lor, dar acum simțiți această libertate, hai să o numim, da? Eu nu. Nu? Nu, nici pe dimensiune. Dar oamenii dumneavoastră din partid, ăștia mai... Dar nu sunt nimeni. Dar pe ce oamenii din partid? Și partidul ăsta? Partidul e un partid, e o participă a societății. Dar nimeni nu sunt această libertate. Dar în ce domeniu? Când e liber omul? Când e liber economic? În primul rând, bazisul lui economic. Dar și e libertatea oamenii astăzi? Măcar nu știm că vor fi arestați. Dar ei nici nu se gândesc la politică, dar noi numai cu dumneavoastră, pentru că dumneavoastră așa avem meserie și ne mai invitați pe noi, că din când în când, ba pe unul, ba pe altul. Dar oamenii nu se gândesc la asta, se gândesc cum să privească. Mă, dar știi cât costă o tonă de cărbune? 5.000 de lei. Mă, dar știi cât costă un cubometru de lemn? 700 de lei un sclădometru. E că la ce se gândesc oamenii. Dar și a adus minciuni din Moscova, de Don, că prețul la gaz, el s-a înțeles cu Putin. Dar și-a spus la altă ieri, ajutorul lui Putin, Peskov, că nici un fel de preț, nici un fel de mic nu s-a discutat. Când a fost semnat, când a fost dar decis încă. Dar nu s-a semnat, dar s-a, nici nu s-a discutat, că asta cu totul merge pe altă linie. Dar ia că la ce se gândesc oamenii, dar nu la balabala noastră, că politică. Dar mi s-a se trată oamenii de politică, ia că până două, bol și cem. Da, deci ea și mă tare, închide misiunea și fă altceva, da, și de pași. Că aia vor veni de ăștia și vor spune misiunea, aici și oamenii chiar sunt, dar știi când omul e dus la o disperare totală, el vrea să creadă în ceva. Știi când mai mult credeau oamenii între aceste lucruri, în timpul când e conflict de situație, atunci cred toți și se roagă și se dă cuvântul că n-ați greșească mai departe și apoi iară să începe. Vine ăștia cu bani la alegeri și hai, băiați, perioadă. Adică doar între 2001 și 2009 a fost bine. Da, da. Da, după toate indicii, dacă noi comparăm ce a fost până la noi, 2001, și dacă comparăm ce se întâmplă după 2009, așa 60 ani de zile, asta e, Doamne ferește, noi nu când înainte, dar în regres, mergem înapoi în dezvoltarea țării. Da, dar în acești 10 ani noi am fost guvernați inclusiv de oameni care au plecat de la PCRM. Oamenii voștri, oamenii crescuți de voi. Și ce? Pe care atunci îi numeați profesioniști. Dar el, dacă ne mirește pe podvodnă lotcă, el și variante are, acest om. El când era pe podvodnă lotcă condusă de comuniști, n-avea variante. Dar acum el la cine s-a băgat? La democrați, la liberal-democrați, la socialiști, la ăștia și care? Și Dodon, când era ministru economiei, el avea variante că șac vleu, șac vprava, prăjoc na meste,
Это расстрял? Nu avea alte variante. Trebuie să lucrez, trebuie să fac treabă și era sub control. Dar cum a ies președință, miniștri, nu știu ce s-a luat. Aici nu merge. Terminat, voi jurnaliștii aveți, cum se numește asta la voi? Nu, noi, ștamp. Ștamp. Nu ei. Voi aveți ștamp la întrebările voastre. Ștamp. Tep, că ia că toți ăștia care sunt aici sunt de la comuniști. Da, ei se închipă de comuniști, lasă și să fac altfel. Trebuie numai să încerci și măcar unul din ei. Da. Trebuie să fie ordine, trebuie să fie disciplină. Și în familie, și în societate, și în întreprindere, și în colectiv. Da. Dar nu așa bala, încolo în coașă, că toți sunt bari și tari. Da, iertați-mă. Regie, cât avem noi până la publicitate? 2 minute? Doi nu aveți nici publicitate, doamnă, că nu ne privește nimeni după ce m-am adresat eu. Avem și publicitate și telespectatori. Dar putem să o luăm acum, pentru că eu vreau radical să schimb tema. Da? Da? Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn președinte, dar de ce dumneavoastră în 2009, când ați pierdut puterea și a venit noua guvernare în frunte cu Filat, Urechean, Ghimpu, de ce n-ați plecat din țară? Unde îți plec? Unde vreți, pentru că eu țin minte ei în campania electorală de 2009 vă acuzau că sunteți cum ajung la putere, o să vă închidă și pe dumneavoastră și pe fiul dumneavoastră și pe toți membrii apropiați, că sunteți corupți și așa mai departe. De ce când ați pierdut, n-ați plecat din țară? Și cu ce s-a terminat chestia asta? Acum asta, cine e corupt, cine a furat miliarde, cine a furat este. Mă, dar știi cât eu pentru telespectatori, că mă, poate nu vrei să știi toate. Că vă jurnaliști nu vă trebuie, voi aveți ideile fix. Și că tu rămate și că tu controlate toate decretele, toate rezoluțiile, toate documentele care eu le-am semnat fiind președinte. Toate. Și nu numai în președinție, și în guvern, și în toate instituțiile statale. Și cum acum le topiți nouă șislenie la dânșii, la toți aceștia democrați, așa numiți democrați? Cum se, de unde se pornește? De la 2009 încoace. Și? Care e întrebarea? Care e vopros? De ce vă rog, trebuie să pleci din țară cu șocaje? Unde să plecăm din țară? Poate cineva vrea? Poate și atunci vrea și acum vrea. Îl încurcăm noi și partidul încurcă. Și vă rog, îl încurcă. Da, nici nu se discută. Dar fii eu în politica asta stau așa că să initezez pe deși, să-i link sau ce să le fac eu lor? Dacă ei nu fac ceea ce trebuie, dacă într-adevăr sunt tălhari, eu și trebuie să spun că ești bravo? Sau ce? Zdraste. Dar de unde ai luat întrebarea asta? Așa, cardinal, cum ai spus până la pauză. Și atunci de ce credeți? Dar cine spune că eu plec din țară? A, spuneau că noi miliarde, milioane și așa mai departe, da, milioane. Și până așa că acum este unul fiorul lui altul, Andrievski, care are principă, care nici el, nici taică-s-o nu a avut deja dat în viață principii. Și acum ei au emisiune Princip Andrievski, că milionar Voron. Și eu acum avocatul meu se ocup că așa îl dăm în judecată, dar să-mi întoarcă milionul, că el știe că eu ala am. Nu e nicio problemă. Și atunci, dumneavoastră, de ce credeți că a plecat Plahotniuc imediat după ce a pierdut puterea? Asta eu nu știu, nu, eu, de ce mă gândești că eu cred? Eu n-am și crede, n-am la ce mă gândi. Bun, dar vă gândiți că? Că? A plecat de ce? Imediat, în ziua când a pierdut putere. Păi aici mai multe sunt de astea situații ce s-au întâmplat în zilele cele. Despre aceea că decizia când în Chișinău într-o aceeași zi din trei părți am unit reprezentanții Moscovei, Cozac, am unit reprezentanții Uniunii Europene, Han, Eurocomisarul Han, și am unit reprezentantul Washington. Cum îți imaginezi că într-o aceeași zi, ni tam, ni seam, din trei părți au venit, din trei... Trei puteri mondiale. Trei puteri au venit între aceeași zi în Chișinău. Și după aceasta s-a început și aici s-a început și s-a întors totul invers. Nu așa se întâmplă, că oamenii cred că el când se așează în fotolia asta e pe toată viața. Fotolia asta nu aparține lui, care el îl ocupa astăzi, cine n-ar fi.
același președinte, același ministru, același prim-ministru. Cine n-ar fi? Nu îi aparține lui, aparține statului, poporului care i-a încredințat funcția aceasta. Chiar dacă Placodic nu avea nicio funcție? Chiar dacă... Doar de deputat. Era deputat, era președinte partidului, da. Chiar dacă cine n-ar fi el, el aparține acest fotoliu, aparține nuț. Dar chiar că când ești președinte partidului, aparține întregul partid care ți-a încredințat acest vot din credere, tu ca să conduci, să faci treabă, să faci lucruri bune. Dar nu să te ocupi ce ești, ce trebuie să ieși pentru tine. Deci e complicat, încă nu-i pus puclă chestia aceasta. Că eu început striga cu, în primul rând, cu filmul acela de 8 minute, cu ideile astea de federalizare, vezi că ele se prelungesc dintr-o parte din alta, apar din nou, apar din nou, să vorbește în societate despre această idee, dar rășirea în autonomie, am auzit ultima noțiune la Dodon. Dar ce înseamnă rășirea? Cât de rășirea? Până unde ați fi rășirea? La care e ocean? Până la care e ocean? Această autonomie. Multe alte chestii sau aud și se întâmplă după aceasta, da? Și era filmul, și apoi cu miliardă, și apoi cu una, cu alta, dar sunt una coadă de coadă. Iar acum Damasul a început scandalul în jurul arenei și a să fie scandal cu arena tot așa ca cu aviația. Da, e așa. Dar cine a fost Vladimir Plahotniuc pentru politica Republicii Moldova? În ce sens? El a salvat Partidul Democrat, Partidul Democrat trebuie să fie îngropat de mult. Sub conducerea marelui deștept Deacov și a altor personali. Da. Trebuie să fie îngropat. El a salvat Partidul Democrat, l-a ridicat în sus și metode de masă e altă treabă, dar își cunoaște de toată lumea. Da, și l-a adus la... Nu trebuie să ai capacități să fii în Parlament Partidul Democrat cu 19 mandate și la sfârșitul legislaturii acestea de 4 ani să ajungi la 56 de mandate? Ua! Acest lucru cineva trebuie să-l revizuiască în primul rând, nu cu fleacurile astea care se ocupă astăzi Parlamentul. Dar cum au ajuns la așa ceva? Și trebuie un mecanism care să împiedice mai departe. În primul rând, da, ia că au fost nu de mult jubileu, 25 de ani de când a fost adoptată Constituția Republicii. Da? Eu am spus categoric atunci că eu nu sunt de acord că de revizuit Constituția. De revizuit nu trebuie, dar ceva puțin de modificat și de adaus trebuie. De exemplu, toată aceștia, cum se numește pe dânșii ca cei mai civilizat, care fug dintr-o, au venit cu un partid în Parlament și fug în alt fracțiune, în alt partid, imediat, după aceea. Pe cu aceștia, da, trebuie, dacă el are așa intenție, trebuie de lipsit de mandat și trebuie de interzis acesta în colo încoace. Ai venit cu echipa aceasta, fii bun până la urmă în echipă. Tu, dar mă, cum votezi, n-a să vie nimeni și a să-ți ridici să ia mâna. Așa. Da, mă, fii serios. Dar aici, trebuie de făcut ceva, pentru că dacă nu e așa umblat de încolo încoace, corupția asta, ea nu se începe de la țăran, de la... Că acela n-are el și corupție. Vai de capul lui, el e o găienă spătoară să duce la medic sau undeva. Aici deși se începe, deși de la peștele de la cap, dar nu de la... Coadă. Domnul președinte, dar Vladimir Plahotniuc uzurpase totuși puterea în țară, sau nu? Dar unul sigur... Nu poate să uzurpeze puterea. Noi când eram la guvernare, ce spuneam despre noi? Dictatura. Da. Dictatura lui Voronin. Da, și arătau toți așa, gândește-o în sus. Dictatura. Trebuie să fie nu dictatura lui Voronin sau lui Plahotniuc sau nu știu cui. Trebuie să fie dictatura legii, capul mesei și mai mult nimic, dar nu dictatura. Dar acum vedeți că ideea cu uzurpare puterii s-a început și tot așa s-a dat drumul la scat. Gata. Dar apropo, atunci, în săptămâna aia când fusese alesă Maia Sandu premier, Greceanu șef de parlament, PD-ul uzurpase puterea? Sau a fusese tentativă de uzurpare a puterii prin hotărârile pe care le emitea Curtea Constituțională unul după altul? Dacă ne conducem de ce... Și luând, înconjurând toate clădirile de stat. Da, dacă atunci, da, că ceea ce au făcut Curtea Constituțională înseamnă că aceasta este uzurparea puterii, acele decizii care le-a luat Curtea Constituțională. Când s-au curcat cât zile are luna? 30 sau 31? 3 luni sau 91 de zile? Sau 92? Da. Da, atunci așa, pentru că ceva ei n-au calculat bine democrația, se vede, și nu se primea la ei.
Și am, eu am cad pește de gât la Curtea Constituțională, nu de gât, dar de mante și alu și eu străzi și eu pus fac și ei așa decizii. Iată, pentru că Vladimir Plahotniuc a plecat, poate o să fiți, o să fiți un pic mai deschis cu noi. Vladimir Plahotniuc, totuși, i-a creat probleme în afaceri omului de afaceri Oleg Voronin? Dar nu însuși atâta Plahotniuc, voi el și Plahotniuc și pe alții, ei, cum se numește asta, nu că idealizați, dar îi face din ei... Da. La tot puternici. Nu, și mai urât, încă aș spune, dar n-am să spun. Da. Nu. Asta însă și sistemul care a fost creat în interiorul Partidului Democrat și în societate a creat probleme, nu numai la Oleg Voronin, dar la mai mulți oameni de afaceri, la businessmeni, care au fost nevoiți, așa cum mă întrebai mai devreme pe mine, să lăsă toți pleci din țară mulți din ei. Și Oleg Voronin, dar de câțiva ani nu are afaceri, niciun fel de afaceri, absolut nimic zero. Dar așa s-au creat condiții, tot. Și vrei să spuneți că mâna lui Plahotniuc aici noi. Doar știi cine e Oleg Voronin. Păi nu, dar pe ce zice? Da, nu, special că de Oleg sau de altcineva, da. Eu nu pot vorbi așa, că n-am argumente. Dar în genere, situația s-a creat de așa natură. Concursul este de tender. Uh-huh. Mă, te-ai văzut odată, te-ai interesat cum e răspiterea cu tenderul, cine cu le câștigă și cât el trebuie să-l iasă în... La aceia care semnează ultimul acord de contract, adică, da, cât trebuie să le iasă, câte procente. Interesați-vă și-ți vedea. E profitabil să te ocupi de acest lucru sau nu? Dacă ați auzit istoria cu insulinul? Da. Păi ea că asta se numește tender. Da. Procuratura Anticorupție a anunțat că are un dosar intentat pe numele lui Plahotniuc. Ministerul de Interne zice asta și a transmis materialele Procuraturii Generale. Credeți că asta e răzbunarea noii puteri împotriva lui Plahotniuc? Sau totuși intuiți că ar fi și ceva de adevăr acolo? Nu, dacă au dosar intentat, dosarul nu poate fi intentat și lăsat undeva în arhiv. El trebuie să fie mai departe dezvășurat. Trebuie să meargă măsurile respective. Dacă or fi măsurile respective și or fi probele respective, atunci da, e corect de făcut acest lucru, dar deocamdată nu s-a uit nimic. De nimic nu s-a uit. Eu spun că a murit tot. Mă, te aștept un lucru, că până astăzi Banca de Economie, juridic, ea e în vie. E vie Banca de Economie. Până acum nu e hotărât problema cu Banca de Economie. Și nu știe unde sunt acele active care le-au avut Banca de Economie. Nu, așa e că miliardele, un prim-ministru care a fost temporar, alt prim-ministru care le-a transmis încolo încoace miliarde de la Banca Națională la aceste trei bănci, s-au furat, s-au dus din țară. Asta da. Dar în afară de aceasta, Banca de Economie a avut active. După calculul noastră, aceste active au cădut undeva în jur la 600 de milioane de lei. Unde sunt aceste active? Și unde sunt aceste 600 de milioane? De ce nu se lucrează? Dacă procuror anticorupție, procuror interimar, procuror general, judecători sumedeni, 600 și ceva de procurori, unde e toată chestia asta? Unde sunt rezultatele? Da, văzbudit, da, dar dacă văzbudit, dar trebuie să faci ceva. Ca în tramvaiul din Odessa. Dar l-ați sunat pe Plahotniuc în perioada asta, adică n-a plecat? Da, cu șoc, nici el pe mine, nici eu, dar eu n-l sunam nici când era acasă. Credeți că se mai întoarce? Nu știu. Nu știu, la Congresul Democraților se vorbea că el mâine pe mâine se întoarce. Orice că scandal, îmi pare că interviu a spus. Filip, îmi pare că nu vreau să Plahotniuc să întoarcă. Dar când mai trage nădejde. Pavel Filip este la locul potrivit? Credeți că PD-ul va renaște iarăși? Apropo de asta? Congresul Partidului Democrat trebuie să desfășoare în parcurs de 15 minute. Să iei două decizii. Prima, să-l fugărească din partid pe toată viața pe Dumitru Diacov. Și a doua decizie să desfințeze Partidul Democrat. Acestea trebuie să fie cele mai istorice decizii a Partidului Democrat. Și atunci toată lumea ar fi înțeles corect. Că ei s-au păcăit, că ei au
comis greșeli, că ei au înțeles, au conștientizat aceste greșeli și perspectiva mai departe noi. Cu toată găgăiala asta lor și făcut-o ei și cu toată vorba asta, mă, ai văzut că nu e nicio fotografie din sală în timpul când s-a votat unanim, cum au scris ei, Filip, în calitate de președinte. Dar noi știm cum și au fost în sală. Când e jumătate din prezența din sală nu au votat pentru președinte, noul președinte a Partidului Democrat. Și mai mult atât, în cadrul Congresului s-au divizat în trei, dar voi ați scris, jurnaliștii, despre asta nu mai repet. Trei segmente acestea. Această componență a delegațiilor partidului. Da. Asta e o afacere profitabilă până acum. Asta a fost nu un partid, dar o SRL. Și a fost o inițiativă, nu știu de la cine, am uitat, o idee că el trebuie de interzis prin lege. Eu prin judecat. Nu prin lege, prin judecat. Partidele se interzic prin judecat. Și s-au murit și această inițiativă. Cum a murit tot? Nimeni nu caută nimic, repet încă o dată, nici miliarde, nici nimic, dar tot s-au aranjat în fotole, tot e bine, tot se gândesc pentru ei. Încă un pic spre Plahotniuc. Vladimir Filat, într-un interviu recent, în vara asta, nu mi-aduc aminte la care, că le-a dat vreo două, spunea că Plahotniuc a fost implicat în ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009. Eu știu că cel mai implicat a fost Filat. Ce știu eu, că atunci eram în funcție și îmi pare că eu trebuie, eram obligat să știu, să cunosc multe lucruri. Între altele, până acum nu s-a pregătit până la sfârșit totuși ce a fost pe 7 aprilie și nu s-a pus punct. Măcar că noi de multe ori am făcut diferite declarații și am vorbit, discutat de multe ori această temă. Dar pe cine nu ține minte cum Filat cu 3 luni înainte de 5 aprilie, când au avut loc alegerile parlamentare în 2009, copilașii și ei ducea de la guvern până la președinție, îmbrăcați în scurte verzi și cu steguleț în mână. Încolo încoace, în fiecare zi, încolo încoace, încolo încoace, atrăbatul marșut, băieți. Cine era în verde? Partidul Liberal Democrat. Cine era conducea cu chestia asta? Clar lucru. Altă treabă că eu după atâția ani, după 10 ani, de fapt, da, mai mult, din aprilie, sunt plin 10 ani, după asta eu am înțeles că ei singur nu au calculat bine și nu au luat în seamă la și urmări putea să ajungă chestia aceasta. Pireaținile sfăie silă. Aia ăștia Filat, toți să ăștia. Că era numai Filat, erau tot nunta asta lor de atunci. Uh-huh. Da. Și ei nu știut că la ce poate să aducă chestia aceasta. Și la urmă, când au văzut că am izbucnit așa ceva, dacă noi nu aveam să rezistat, dacă noi aveam să folosit armă, avea să fie mare tragedie. Mare tragedie de tot. Și pulea dură, nu știu de ea zboară. Și aici ei n-au calculat bine. Da, dar încercarea aceasta a fost. Noi am calificat-o ca lovitură de stat. Deci Plahotniuc nu e implicat în 7 aprilie, cum spune Filat. Eu prima dată am auzit de la interviul acesta foarte straniu că s-a deschis studio televiziune în pușcărie. Eu gândesc că n-am auzit în viață și nu știu nicăieri în lume. Dar la noi în Moldova totul e posibil, dacă trebuie cuiva. Da. Am aflat că ea ca și el a fost implicat. Nu am. Așa, eu atunci, în orice caz, în prejurările cele care au fost atunci create, poate nu până la urmă a ajuns informația respectivă de la serviciile respective. Și acum se descoperă multe lucruri care atunci nu erau cunoscute. Și acum, până la moment, se descoperă multe lucruri și eu, sigur, pentru mine aflu multe noutăți despre 7 aprilie și despre pregătirea pentru 7 aprilie și după ce au urmat după 7 aprilie. În același interviu, Vladimir Filat spunea că atunci când el a devenit prim-ministru, dumneavoastră i-ați transmis o notă informativă și l-ați informat despre cine e acest Plahotniuc, că el controlează deja foarte, foarte mult în țara noastră. I-ați transmis premierului Filat o așa notă informativă? Nu țin minte, dar poftim puteți verifica, cereți de la administrația prezidențială că toate aceste lucruri trec prin poșta respectivă. El nu pot... Eu nu pot să trimit
După ce a devenit el prim-ministru? Da. Dar cu ce ocazie dacă el era organizator acestor evenimente? Unul din organizatori, nu. Poate cel mai principal. El, Filat, v-a transmis o notă informativă despre cetățeanul Plahotniuc. El mie sau eu lui? Dumneavoastră lui Filat. Dar pe spus că eu, Filat, nu. Mie. Dumneavoastră lui Filat, așa? Despre cine e Plahotniuc. Când? În ce situație? Până la 7 aprilie? După 7 aprilie? După 7 aprilie. Cu eu lui Filat după 7 aprilie? Da. De eu nici nu vreau de atunci să aud de ce-s Filat. Și eu să-i te aduc, cu ce ocazie? Din care... Îi spuneați că Plahotniuc deja deține controlul asupra justiției. Scăcui calacolnii. Și unde-i scrisoarea și ea? El particular a fost scrisoarea sau oficială ca, la prim, ca știu, pentru prim-ministru? Apoi ieși mă ta camera și du-te în pușcărie și așa îl întreb. Deja au fost trei. Nu, eu zic că acolo ați deschis studio, domnule. Deci așa ceva nu se... Este... Ne, deci nu ți-ai țin minte așa o scrisoare cât premierul Filat. Ai fi serios. Mai mult atât că eu știam despre implicarea lui în evenimente 7 aprilie foarte bine. Și până la 7 aprilie. Deci îți pregăteau ei. Eu mă duc să mă închin în fața lui Filat. Aha. Tot sluci. El vine regulat la președinție, la Comitetul Central, fiind în postura de prim-ministru. Și... căuta contacte și căuta intermediari, trimitea la mine, când și situație, noi suntem gata să votăm în Parlament pentru el ca președinte. După ce am plecat noi de la președinție. Asta au fost... Voi ați avut cochetări. Asta au fost mai multe ori. Pe două fronturi. Pe Ceremiu o cocheta și cu PD-ul ca să bată în Filat. Pe Ceremiu o cocheta cu Filat ca să bată în PD. Așa e politică, dragul meu. De acord. În Parlament nu am cochetat în stradă sau za culisăbe sau în taină, dar în Parlament au votat pentru a-l da jos pe Plahotniuc din prezidium, că el era vicepreședintele Parlamentului. Pe urmă am votat cu democrație pentru a-l da jos pe Filat din postul de prim-ministru. Așa e politică, dar cum putem scăpăm și de unul și de altul? Dar noi am folosit și pe unul și pe altul. Da, dar oricum n-ați ajuns astfel la putere. Adică dacă faceți o nuntă politică cu unii îndrânșii, erați la putere până ziua de azi. Noi atunci nu era scopul să ajungi la putere. Noi era scopul să scăpăm Moldova de toată zăraza asta. Și nu v-a reușit. Și nu ne-a reușit. Cu păreri de rău, pentru că ei s-au unit. Banii unesc. Banii, dracu, de bani umnește pe toți. Ei uite principii, uite tot al lor, ce trebuie să facă și să unesc. Da, rămânem la 7 aprilie inițial. Judecător, președintele Curții Constituționale, noul președinte al Curții Constituționale, domnul Vladimir Țurcan, are vreo treabă așa care suspectă cu 7 aprilie, că el a fost negociator, dacă nu greșesc eu, cu o parte din protestatare de la Parlament. Fiecare întrebare care cineva ți-o opune cuiva, deține și o parte de răspuns. Înseamnă că mă dau pe jumătate sau mai mult sau mai puțin, cunoști răspunsul la această întrebare care o pui acum, ne-o pui mie. Așa? Cunoști? Nu cunosc nimic, eu vă întreb pe noastră. Cunoști, cunoști. Nu cunosc nimic. Dar pe ce nu citești? Numai pe matate te asculti la televiziune și vorbești. Și pe cine le-a permis la aceia care se numeau protestatari să arboreze pe clădirea președinției steagul României? Dar politica a fost corect, că ea a vrut să-i calmeze astfel. Ai da. Nu? Ei, da, pa, acum, dar poți să explici, da, orice. Dacă el trebuie, asta e clădirea președinției și acolo era președinte la moment. Era președinte. El trebuie să consulte. Dar ce, unde a dispărut lupul două ori în timpul când au ars declarația despre independență închis în două safeuri a Parlamentului și... Nu era la guvern. Nu era la guvern, nu era nicăieri. Nu era, nu, el a avut indicații să nu părăsească clădirea Parlamentului nici într-un caz. Da. Dar el nu a fost în timp, și în timpul acesta au fost acești două safeuri deschise, cheile pe unul au fost la locul unde el trebuie să fie, două complete de chei erau, un safeu mai mare și unul mai mic, care se păstra declarații. Unde erau ei? Și multe alte lucruri, că până acum nu sunt deșifrate. Nu este răspuns. Dar ei e că sunt șefi, sunt acealici. Da? No, așa e viața. Dar pe nu, ce, nu mai este așa viața. Cum? Pe trădare tu să te ridici în sus? Dumneavoastră mai aveți să-i acuzați pe toți de trădare. A? Toată lumea e rea, în opinia dumneavoastră. Toți. Toți sunt răi. Dar nu generaliza. Noi vorbim despre persoane concrete. Eu am numit două persoane. Iată, eu am două persoane, vreau să vorbesc despre alte două persoane care au anunțat crearea unui partid. Adică? Pe stânga.
domnul Marca Ciuc și domnul Iurie Muntean. Și foarte bine. Așa. Da. Că în stânga loc este pentru mai multe partide. Deși numai dreapta să unească unii cu alții și să împotriva stabilității și dependenței țării. Lasă creeze. Eu chiar aș vrea să creeze, să folosească și practic care au acumulat în rândurile partidului nostru. Aș vrea să văd ce s-a primit. Una când vii la tot gata și n-a mâine, păi mâine deputat, n-a păi mâine consilier și una și alta. Și altă treabă, tu tăvai, pare, ne включai să și fă partid. O să vedem. Eu chiar vreau să aștept, poate din, cum spune ta, din cei care eu i-am educat, poate sunt ceva care au drum bun înainte. Dar v-a spus întrebarea, de ce au anunțat crearea acestei noi mișcări politice acum? Dar nu, de exemplu, până a căzut Plahotniuc. Acum. Și nu numai acum, dar și după întâlnirea cu Cozac. Și nu, întrebări se poate depus, dar nu la toate întrebările ai răspunsuri. Da? Da. Deși pe da să respire așa de greu. Eu trebuie să respir când mai strâns din toate părțile. Strig regia că trebuie să încheiem emisiunea, dar eu mai am rând două întrebări. Apoi, mă taie și stăpână aici. Cât vrei, atâta folosește. Și fel de la voi de democrație aici că nu poți să folosești două minute. Eu ce șef de regie, tot e serios. Domnul președinte, vorbim despre problema transnistriană. Spuneți-ne, vreau frumos, totuși, iată, l-ați pomenit pe Cozac. Ce s-a întâmplat în noaptea aia în 2003, că atunci când Vladimir Putin aproape era la aeroportul din Moscova, trebuia să decoleze la Chișinău? Da, aștepta resul, ruta la Chișinău. Ai fi serios. Da, președinte, toată lumea știa. Da, păcănești. Ceva s-a întâmplat în noaptea aia. De exemplu, purtătorul de cuvânt al dumneavoastră din perioada aia, domnul Valeriu Reniță, spunea că atunci în noaptea aia la dumneavoastră a fost ambasadorul de atunci al Americii. Adă Lâncoș. Pe acest Valeriu Reniță. Adă Lâncoș. Ce s-a întâmplat? Eu nu sunt convins că în timpul acesta el era purtătorul de cuvânt. El a fost vădă o luni de zile și am văzut că nici nu știa scrie, nu curba ca vorbi. Și l-am trimis. De ce noaptea a fost răzgândit? Dacă Putin trebuia deja să vină să semneze, deci el fusă s-a anunțat că Vladimir Vladimirovici все готово, летим. Și nu a anunțat. Brusc, consilierii lui l-au anunțat. Asta îl trebuie. Totul e gata. Ia că așa e concret. Da. Și brusc, gata, rămânem în Moscova. Toate iurile acestea, că pe mine m-au vizitat nu știu care ambasador, de la care ambasadă, în primul rând, clar locul să vorbești despre ambasada Statelor Unite. N-a fost. N-a fost nici ambasador, nici nimeni. Eu toată ziua aceea, înainte de a veni președintele Federației Ruse, toată ziua, de dimineață, până dimineață, a doua dimineață, am fost în sediul președinției. Și nu eu, unul singur, dar echipă era. Era și președintele Parlamentului, și prim-ministru, și consiliere, și toți, vreo 5-7 oameni care erau implicați în toată chestia asta. Toți erau de față. Nimeni n-a văzut nici aproape, nici ambasador. N-a fost. Asta e minciună gogonată, inventată special, că, adică pe mine m-a influențat cineva, m-a speriat, cu ce poate să mă sperie, cu ce mă influențează, Doamne ferește. Eu dacă cineva așa să mă influențeze, eu fac în adins. Ca să știe și mă tăză în altă dată, când m-a mai invitat peste 20 ani la emisiune și telespectatori, eu fac în adins. Dacă vrei tu așa, eu o să fac nu așa. Am să fac așa cum trebuie. Dar nu cum vrea cineva. Da. A apărut nuanță noi, că a fost introdus fără de consimțământul nostru un punct suplimentar în acel proiect. Și eu am vorbit despre aceasta de mai multe ori. Că ograniciștemul contingentul Rusiei voiesc transmisionă prin Dnistoriu predăiută status voienei bază Rusiei Federației srocul na 20 let. Și eu îl întreb pe Cozac, ce înseamnă aceasta? Dacă articolul 11 a Constituției vorbește despre statutul de neutralitate. Și eu semnez, de exemplu, prezența președintelui Federației Ruse, care îl stimez foarte mult. Și atunci, acum, pe Vladimir Vladimirovici Putin. Opoziția. E acest document dus la Curtea Constituțională, care niciodată nu i-am contactat, fiind 8 ani de președinte, să cer ceva de la ei, să influențez. Doamne ferește, că ești vii oamenii ăștia, să le dai Dumnezeu sănătate. Da. Și ce faci Curtea Constituțională, deschide Constituția și gata. Și atunci ce? Îi spun lucrurile, că în care положение меня ставите?
Și ce să-i explic eu lui Putin? Putin zic că, băi, Kozak poate nu știe Constituția ta, dar tu ai pus jurământ pe Constituție, tu ai pus mâna pe Constituție. Și m-ai implicat și pe mine în afacerea aceasta, dacă știi ei când să mă arg. Și i-am spus deschis lui, că nu merge. Извините, на этом заканчивается. Давайте продолжим дальше консультацию. Шагат. Консультация продолжается до сих пор. Я когда макума трещила автономии ларг. Дела тихий, пан ла Атлантический океан. Bun, trei întrebări pe scurt. Voi ați avut 71 de mandate. De ce n-ați votat un proiect bun, atunci nici nu era la mod, cu renunțarea la imunitate de către toți deputații? Că acum iar au început să discute că trebuie să renunțăm toți la imunitate parlamentară. Nu, era atunci... Așa subiect nici nu era. În agenda nu era și nu era așa subiect și nu era așa trădări și nu era așa prostie. Noi am venit să facem regulă în țară, să facem ordine, disciplină, să dezvoltăm țara, dar nu să ne clarificăm unul cu altul. Un sfat pentru guvernul Maia Sandu ce ține de Stadionul Republican? Pentru că vor să ia americani și facă ambasada acolo. Dar este construit acolo mai sus, pe, cum se numește, străzile cele, în cartierul acela de sus, unde sunt toți cei mai sărași oameni cu casă fashionable ne trăiesc. Este așa numită Casa Albă. A lui Plahotniuc? Da, care spun că e lui. Păi trebuie și e Casa Albă, Washington e tot Casa Albă. De ce ambasada să nu treacă în casă și e albă? S-o cumpere, normal, de la cine, nu știu. Și stadionul să-l lăsă în pace și să facă un presc, să construiască un stadion simpatic de vreo 30.000 de locuri, cu acoperiș, cu teren artificial, cu distă, cu așa cum trebuie, cum gaza e modern. Da, de ce nu? Că eu sunt categoric împotrivă. Noi am vrut să construim, dar noi n-am avut timp, dar am plecat la guvernare. Ați făcut lovitură de stat, toți ăștia? Nu noi, dar ei. Nu voi, media a participat. Sursa media ce a participat și au învârtit o rata asta, a dat finanțierul. Eu nu sunt ta personal. Atunci nu era în chestiile astea plicat. Încă. Încă. Deci acum nu ești plicat, dar atunci nu era. Eu am o vedere în jurnalistică. Vine zi... Eu nu eram implicat, eu știu cu microfonul și vedem cum zboară pietrele în președinție și îl vedem cum pe verișorul meu, polițist, îl căleceau acolo. Și nu putem face nimic pentru că trebuie să stau și să mă uit ce eu. Îmi scuze, eu nu. Vine ziua vinului, sărbătoarea inventată de către dumneavoastră. Ce faceți de ziua vinului? Astăzi sau ieri au anunțat organizatorii că va fi ceva deosebit și anul ăsta. Bun, în fiecare an s-a anunțat că va fi ceva deosebit. Veniți, participați, aveți și că este vin în numele dumneavoastră. Vedeți că... Ca să încheiem așa pe notă alcoolică. Da, stil, da. Să ajungem la capitolul că-i toamnă, la și sănătos, aprobăm ceva din mustul ăsta proaspăt. Da. Vedeți că problema nu constă numai între aceea că în această zi sărbătorim Ziua Națională a Vinului. Problema constă între aceea că intenția noastră și ideea de a introduce această sărbătoare în Moldova Națională, în calitate de sărbătoare națională, să atragem atenție față de această ramură strategică pentru țara noastră. Dar nu numai o dată în an, într-o zi, să deducem și buzdarov și la mulți ani. Nu! Tot anul și în fiecare zi trebuie să ne gândim la această ramură și la acești oameni și la acești specialiști care lucrează în această industrie, în această ramură agricolă foarte importantă pentru țara noastră. Așa a fost ideea. Dar cum părere de rău, acum dansăm, chiuiem și pe urmă uităm. Și vedeți că suprafețele de viță de vie se reduc pentru că piața de desfacere. Nu, noi am deschis piața de desfacere în China și în alte țări. Dar acum nu, s-au redus, s-au închis totul. Păreri de rău. Dar la, în ziua când, fiecare an când e ziua Sărbătoarea Națională a Vinului, eu ies în piață, trec pe la toate pavilionale astea, toți, aproape toți vor să mă servească cu ceva, dar eu dacă încep de acolo și până la urmă nu mai ajung, nu mai ajung până la urmă, dar trebuie să mă duc cineva în alt fel. Dar pur și simplu dau bună ziua cu oamenii, felicitări cu sărbătoarea și mă bucur că acea sărbătoare are istorie și prelungește. Eu vă mulțumesc tare frumos, domnule președinte, că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în campaniile electorale care vin și să aveți o seară cât mai liniștită și calmă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.